Grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului Vasile Tarlev la funcția de președinte al Republicii Moldova a fost înregistrat astăzi de Comisia Electorală Centrală. Acesta va candida din partea partidului Viitorul Moldovei. Vasile Tarlev, fost premier, a fost respins inițial de CEC pentru că grupul său de inițiativă a vrut să-l înscrie candidat independent, deși acesta este membru de partid. Declar deschisă ședința Comisiei Electorale CEC.